Am auzit aseară niște băieți simpatici de la anumite ministere pe la televizor și îi trimit să ducă dreacul la muncă sau să citească câteva almanahe. Vanghelie este care face revelioane. Se denumește de presă Vanghelioane. Profesorii are Vanghelion separat. Vine cu miile la Vanghelie ca la Iisus, pe care înmulțește pentru ei pâinea și produsele de pește la cateringă. Sezonul revelioanelor s-a dat drumul cu profesorii înainte de Crăciun și îl închide ultimii chelnerii după anul nou. Profesorii din București au fost 5.000 la Romexpo, care cu respect i-a invitat Marian Vanghelie, deși el la școală a fost un element cu 5 pe linie și cea mai notă mare a lui era 7 la purtare. El nu le poartă pică. La invers, a și spus, sunt foarte bine în contact cu profesorii și le-a dat DVD-playere, le-a făcut mese în campania electorală cu specialități, pungi cu cadouri, tichete de masă, excursii și revelioane. Acesta a fost revelionul pentru profesori al 7-lea făcut de Vanghelie. Dar Vanghelie n-a venit ca în alți ani să spună spiciul care îl are. Profesorii l-au așteptat. L-au scuzat. El a plecat cu garantatul. El a garantat la alegeri ca persoană fizică pentru rectorul Politehnicii Ecaterina Andronescu să vină un capitol nou pentru învățământul românesc. Și acum profesorii beau vin pentru intelectuali, vinul Ludinescu, și se bucură că au o ministră care a înjurat odată trecută când a fost Ecaterina. Dar acum are garanție de la domnul Vanghelie. E altfel. Voiam să vă rog să conjugați verbul a fi, domnule Vanghelie. Verbul a fi. Verbul. Da. Un profesor pe care a rămas la urmă să mai bea, zice că Vanghelie... Are treburi mai importante decât aici. Vicleanul pune miniștri, schimbă guverne, ca conducerea să fie cum vrea el, că el e pentru profesor și pentru popor. Și dacă Vanghelie, chiar dacă nu este acolo, profesorii se distrează, țopăie. Unii chiar pot spune că se exagerează, se încing la horă. Nu contează că cântă fals Pepe și Luminița Angel. În care e căcălău, pe bază de pește. Se pune în farfurii după niște paravane, unul ia câte o mână de salată, fleoșcă în farfurie, una pune feliuța de pește. Mii de farfurii. E hrană rece, dar arată decorativ ca în almanahe. Rămâne multă mâncare, profesorii iau acasă mâncarea care rămâne și la sfârșit nu mai rămâne nimic pe mese din ce a rămas. Se pune la pachet și apa minerală și vinul Ludinescu, iau și garderobierele, măturătoarele, toată lumea. Se iau și toate baloanele să se ducă acasă, care unii n-au baloane să dea și la copii. În alți ani, care Vanghelie era prezent în mijlocul profesorilor, Vanghelionul ținea până dimineață. Dar în anul acesta, pentru aceasta nu s-a mai putut ține cum era. Au plecat înainte de miezul nopții cei mai mulți, ca să prindă ultimul tramvai, fiindcă profesorii n-au, ele, n-au bani de taxi, încă nu le-a dat cei 50% mii de cadre didactice. Au mii de baloane. Nimic, alegerile ați câștigat, primar la sectorul 5 sunteți. E important este ceea ce știu să fac pentru cetățeni.